Conferința cu tema Sfinții Închisorilor este la a cincea ediție la Iași. Încetul cu încetul, pe măsură ce criza economică se adâncește, pe măsură ce răutatea devine mai cruntă, pe măsură ce iubirea dintre oameni se împuținează, din ce în ce mai mulți oameni găsesc în Sfinții Închisorilor reperele, prietenii de care au nevoie. Ori prin această a cincea conferință încercăm să vorbim mai mult despre ei, pentru ca oamenii să știe că în aceste vremuri de grea încercare pentru credința creștină, Dumnezeu ne trimite semne, ne trimite Sfinții în ajutor. Marți seara, 19 martie 2013, sala mare a Teatrului Luceafărul a devenit neîncăpătoare pentru sutele de ieșeni prezenți. Această conferință reprezintă o recunoaștere a istoriei, a vremurilor grele pe care le-am dus, pe care, din păcate, tineretul din ziua de astăzi nu le mai cunoaște. Istoria comunismului ocupă 2-3 pagini în istoria României, deși a fost o perioadă foarte grea. Foarte mulți au fost prigoniți, foarte mulți au avut de suferit. Am așteptat de mult seara asta, da, seara așa cu măsura sufletului nostru. Deci am venit la conferința închinată Sfinților Închisorilor.